fost pe scenă, cum te-ai simțit? Sincer, foarte bine, eram foarte emoționată totuși, adică, da, adică emoțiile cumva sunt constructive, puțin mai stresante, poate câteodată, dar restul a fost ok, adică... E prima dată când ești pe astfel de scenă? Da, cel puțin cea de aici, care e mare și, adică, da, cam prima dată. Și ai avut emoții, să înțeleg, când ai intrat și ai văzut pe jurați? Da, la greu am avut emoții. Ai avut un jurat, nu știu, de care ți era așa un pic mai frică? Da, de Dragoș. Un pic așa, nu știu. Da, un pic. Da, mi-a dat niște sfaturi bune și asta chiar m-a surprins și toți mi-au dat sfaturi bune și cred că, na, o să mă ajute foarte mult în viitor, cel puțin de la ei care, na, sunt artiști, actori, se pricep în astfel de chestii, deci, na. Și cum ți-ai dezvoltat tu această pasiune? Păi, pot să o dezvolt faptul că o iubesc foarte mult, adică este, nu știu, ceva care doresc să fac pentru tot restul vieții mele, adică e chiar o mare pasiune pentru mine. Și e ca o obsesie pentru mine, pentru că mereu ascult muzică și mereu cânt și mereu lucrez și mereu mă antrenez, deci cam asta e. Și ce te-a motivat pe tine să vii la România au talent în acest sezon fenomen? Păi pot să spun că foarte mulți prieteni și colegi și foarte multă lume m-a încurajat să o fac, pentru că am zis că na, sunt talentată și așa și au spus că chiar ar trebui să încerc, adică nu, n-am ce pierde și cam asta a fost motivația din partea prietenilor și familiei.